Bun găsit, prieteni! O femeie a dormit timp de 3 decenii, a dormit pur și simplu, la vârsta de 14 ani, a căzut, din păcate, într-un lac înghețat și în momentul în care a fost scoasă de acolo, avea practic toată fața vânătă, s-ar fi culcat și ar fi revenit, totuși s-ar fi culcat în seara respectivă și nu ar fi reușit să se mai trezească, asta întâmplându-se într-o vreme în care nu se cunoșteau foarte multe date medicale, pe la începutul anilor 1900, și ar fi încercat medicii să o trezească, dar aceasta a dormit pur și simplu timp de 3 decenii, s-ar fi trezit la vârsta de 44 de ani, ar fi hrănit-o părinții doar cu lapte. Mulți medici și-au pus semne de întrebare dacă este vorba despre o simplă poveste, o invenție, sau era ceva adevărat, s-a scris despre ea, s-au făcut și poze. Se pare că femeia ar fi trăit, mă rog, unii sunt de părere că femeia ar fi avut o traumă și ar fi pur și simplu încercat ca timp de 3 decenii să se refacă, să nu-și mai amintească, să practic să nu mai vrea să trăiască, să fie așa un fel de time out. Da, o întâmplare deosebit de interesantă, dacă ea este reală, vă dați seama, întâmplându-se cu multă vreme în urmă, e greu să găsești dovezi și să-ți dai seama, iar medicii nici în acest moment nu au reușit să scoată la iveală care au fost motivele unui astfel de moment, unei astfel de întâmplări. Cert este că e una dintre informațiile șocante, interesante pe care le-am citit săptămâna aceasta în online. O femeie a dormit timp de 3 decenii. A dormit la vârsta de 14 ani, s-a trezit la 44 de ani. Arăta, spuneau cei martori, că arăta mult mai tânără față de restul femeilor de în vârstă de 44 de ani. Interesant. Ne revedem mâine dimineață, numai bine.